15 ianuarie, Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, opus primul. Respectiva distincție a fost și este acordată în baza jurizării de către un juriu național, din care au făcut parte de-a lungul timpului Laurențiu Ulici, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Dan Cristea, Alcis Telecan, Mircea Diaconu, Vasile Spiridon, Ioan Colban, Daniel Cristea Enache, Andrei Terian. Suntem la a 20-a ediție, avem 30 de laureați și o antologie, Exerciții de neclintire, pe care Memorialul Hipotez și-a propus să o editeze în intenția de a marca o etapă în acordarea premiului național, conturată cronologic și cumva numeric. Invităm prefațatorul acestei antologii, criticul literar, profesor și cercetător la Memorialul Hipotez, Mircea Diaconu, și directorul casei de editură Max Blecher, Anatoma, pentru a prezenta volumul.